ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit la punctul PI, nu în platoul Tomistev, ci pe stradă de această dată, pentru că sunt probleme în Constanța și vorbim despre aceste probleme. În cartierul Palazul Mare se construiește abuziv, spun oamenii de acolo, care și-au construit o casă și voiau să aibă liniște. Ei, acești oameni vor ieși, au ieșit în stradă și vor mai ieși încă, pentru că sunt deranjați de autorizațiile de construire a unor blocuri lipite de casele lor. Vom sta de vorbă în această emisiune cu o parte din acești oameni care au dorit să vină să vorbească cu noi. Sperăm să putem să luăm un punct de vedere și de la autorități. Suntem pe platoul din fața Prefecturii a Consiliului Județean. Oamenii vor avea o întâlnire peste jumătate de oră cu autoritățile. Vom vedea care va fi răspunsul lor. Așa cum vă spuneam, lângă noi sunt o parte din locuitorii din cartierul Palazul Mare. Încercăm să vedem care sunt problemele, de ce sunt aici, ce vor de fapt. Bună ziua! Bună ziua! De ce v-ați adunat aici? Ne-am adunat aici pentru că am depus o petiție pentru suspendare PUZ în urma anilor de frustrări și de construcții ilegale și fără nicio logică în zona noastră. Am luat hotărârea ca noi, locuitorii acestui cartier, să depunem o petiție. Pe data de 22 am depus o petiție, 22 iunie, pentru suspendare PUZ. Pe data de 23, consilierii USR au venit în întâmpinarea noastră și au depus un proiect de hotărâre al Consiliului Local, tot pentru suspendare PUZ. Vineri, pe 7 iulie, am făcut o întrunire și am invitat pe domnul primar, viceprimar, consilierii. Nu au venit, ne-au răspuns că ne așteaptă ei și pentru acest motiv suntem aici. Din partea noastră ne-am dorit mai multă empatie și am rugat consilierii și primarul și viceprimarul să vină totuși la fața locului, să vadă acest impact care este acolo în zonă și problemele care ne macină de ceva ani de zile. Cel puțin măcar. Haideți să vorbim despre problemele care vă macină acolo. Care sunt? De ce vă deranjează acest PUZ? Păi, în primul rând, în 2011 PUZ-ul s-a modificat. Putem să discutăm de primele loturi la Bulevardul Tomis de P+14. Vă imaginați noastră, casele s-au construit la P+1 și acum riscăm să fim înconjurați de blocuri de P+14, păi acea casă nu mai are nicio valoare. Noi suntem niște locuitori care ne-am mutat într-o zonă liniștită și sperăm ca primăria să urmărească interesul nostru, nu al oamenilor de afaceri, pentru că altfel nu se justifică derogările și aprobările și toate cele ce se dau. Am înțeles. Are cineva o casă construită lângă un bloc sau un bloc construit lângă o casă să ne spună cum e? Da? Ok, dumneavoastră. E ca dracu, domnule. Bună ziua. Ca dracu. E ca dracu. Am fugit din Tomis Nord de la bloc, am vrut o locuință liniștită într-un colț de cartier care avea aspect rural și de ce mi-a fost teamă, nu am scăpat, a venit blocul după mine. Pe 1200 de metri pătrați au înghesuit 32 de locuințe la două scări, cu acces la asfalt, la stradă de 3 metri jumătate, atât e asfaltul. Noi considerăm că infrastructura nu permite cartier de blocuri acolo. Infrastructura, toate utilitățile sunt gândite pentru un cartier de case. Sperăm ca edilii de aici aleși de noi, în care ne-am pus speranța, să fie alături de noi și să voteze pozitiv la proiectul de hotărâre care s-a depus. Așteptăm să vedem când va fi pus pe ordinea de zi. Sperăm să arate empatie, să arate grijă față de cetățenii de acolo și să le asculte problemele. Cartierul nu suportă locuințe cu regim mare de înălțime, nu suportă. Ce înseamnă nu suportă? Care e problema? Străzile foarte înguste. Străzile foarte înguste. Bun. Locuri de parcare sunt? Blocul de lângă dumneavoastră are locurile de parcare necesare? Nu știu dacă sunt la număr, câte ar trebui, 120% din numărul total de locuințe. Spațiu verde nu le-a făcut, nu știu unde se vor juca copii, în asfalt, probabil pe acea stradă de care vorbeam, de 4 metri. Vor ieși în stradă cu toți, la porțile noastre. Nu există locuri de joacă, nu există parcări, nu există parcuri, nu există piețe agroalimentare, nu există școli noi, grădinițe. Nu avem trotoare, nu avem străzi largi care să preia traficul creat de un număr așa de mare de noi rezidenți pe care așteptăm la blocurile astea cu multe etaje. Ați avut încredere în actuala echipă care a luptat în campania electorală și înainte împotriva unor astfel de investiții imobiliare, blocuri lângă casă? Nu știu ce să cred, declarațiile sunt contradictorii, eu nu văd decât faptele, pot să declare lucruri care sună frumos, însă realitatea din teren arată că au ascultat mai mult de dezvoltatorii imobiliari.
Am înțeles. Mergem la dumneavoastră, spuneți că aveți un bloc lângă casă sau se construiește? Da, care este situația? Da, este blocul construit lângă casă, are și locuri de parcare pe care actualii proprietari care au cumpărat apartamentele nu le cumpără pentru că probabil sunt foarte scumpe. Și unde parchează? Unde parchează? Pe străduțele alea de 4 metri, iar noi nu ne mai putem scoate mașinile din curți, pentru că vă dați seama, pe strada de 4 metri, dacă ai parcată mașină lângă mașină în față. Deci când s-au dat autorizații, nimeni n-a ținut cont. Rețeaua de canalizare a fost proiectată pentru case, pentru cartier de case. Rețeaua de canalizare se înfundă în mod repetat. Țevile de apă se sparg. Dar se dau în continuare autorizații. Dacă facem sesizări la primărie, răspunsul este că avem străzi de 10 metri. Ne-am înscris în audiență la domnul arhitect șef ca să respectăm procedura. Avem de 6 luni. Deci înscrierea în audiență este de 6 luni de zile? În octombrie. Și ce s-a întâmplat? Nu, dânsul e în lucru. Dânsul și-a dat termen 30 de zile. Adică dânsul, instituția, a dat termen 30 de zile pentru rezolvare. Termenul legal. Termenul legal. Și-au trecut 6 luni. Ne-am înscris la domnul primar. Nu oferă audiență, mă scuzez din câte știu eu. Pe site nu oferă. Nu, ne-am înscris personal la biroul, la City. A trecut o lună după 7 mai. N-am fost solicitați, adică nici măcar să ni se spună. Există transparență, unde e transparența? Ați avut un dialog cu viceprimarul Ionuț Rusu, el locuiește acolo, din câte știu. A venit, am discutat. Deci se dau autorizațiile cu retragere 5 metri de la axul drumului și merg pe ideea asta, fac blocuri, dar mașinile astea toate circulă tot pe străzile de 5 metri. Deci pe Eugen Lovinescu sunt 6 blocuri, ori 30... 180 de mașini, plus vreo 20 ale noastre, 200, care circulă pe stradă de 5 metri. Vă dați seama că cine își cumpără apartament în Palazul Mare, o familie care are cel puțin o mașină. Deci faceți un reportaj într-o dimineață. De regulă sunt două. Faceți un reportaj într-o dimineață la ora 8, fără un sfert, la ieșirea din Palazul. Cât timp voia să ieșiți din cartier? Păi dar nici nu încercăm să ieșim la ora aia. Adică ori plecăm la 7 fără, ori plecăm la 8 jumate. Ați sesizat vreodată poliția locală în legătură cu oamenii care parchează neregulamentar? Da. Ați sunat, ați sesizat, ce au spus? Da, și au venit și n-au făcut nimic. Adică? Ăsta este rezultatul. Adică pe strada vin, noastră. Vin, constată și da, o să se rezolve, dar nu se rezolvă nimic. Deci strada aceasta este cu sens unic. În momentul în care s-au construit blocuri la capătul străzii, mașinile mari care transportau pământ, piatră, circulau pe sens unic. Și am sunat la poliția locală, pe interzis, ei veneau pe interzis că n-aveau cum să întoarcă, să iasă pe altă stradă. Iar poliția locală ne-a spus că să stăm, să ne vedem de treabă și să nu-i mai deranjăm. Poliția locală, care aparține de primăria Constanța, v-a spus asta? Și doamna de la primărie mi-a răspuns că nu este adevărat. Nu, eu am sunat la primărie atunci. Și mi-a zis, doamna, Eugen Luvinescu nu este stradă cu sens unic. Doamna, zic, eu mă mai duc o dată la capătul străzii să vă demonstrez că este sens unic. Doamna, nu mă mai deranjați, că la noi apare că nu este cu sens unic. Când se întâmplă asta? Păi când era? Anul trecut. 2 ani, când se construia blocul. Când se construia blocul. Noi eram nemulțumiți de toate nebunia. Deci a fost o nebunie. Ce să mai... De asta nimeni de vorbă cu dumneavoastră? A venit cineva din primărie, primarul, viceprimarul, să vreun consilier? Nu, domnul Rusu a venit. A venit acum. I-a promis primarul că o să vină. Venim la dumneavoastră, da? Imediat. Deci, cine a venit la dumneavoastră să vorbească? Nimeni, în afară de câțiva consilieri ai USR care au venit și la întrunirea pe care am avut-o acum câteva zile, când a fost venit. Așa, pe 7, care au venit într-adevăr și care ne-au explicat și cum e cu planul pus și tot ce trebuie făcut. În rest, nu au venit, ceilalți nu au venit, pentru că aici, fiind dispute politice, dacă a venit USR-ul, automat nu mai vine PNL-ul sau PSD-ul, nici nu-mi veneau în cap, dar așa este de important. Nu mai vin, pentru că se mânjesc probabil unii pe ceilalți. E o idee a lor.
Nici vecinul dumneavoastră, domnul Ionuț Rusu, n-a trecut, că e acolo, în cartier. Da, a mai fost, eu nu știu, deci eu când am fost nu era, dar în sfârșit, dar asta vă spun, este strigător la cer. Eu nu am, am doar trei blocuri, două blocuri gata în capul străzii și încă două care sunt, sunt noi, acolo, sunt noi, da. Da, dar eu stau aproape de intersecție, da. De următoarea stradă, de Corneliu Baba și se circulă extraordinar de intens, nu pot să scap copilul pe stradă. N-ai nicio șansă, că de la 20 de metri de la intersecție se circulă deja cu 40-50 la oră până în capătul blocului se ajunge la 80. E grabă mare, strada e închisă, dar e grabă mare rău de tot. Nu ai nicio șansă, nu ai nicio șansă, nici de parcare, nici de asta. Noi ne-am retras, ne-am lăsat locuri, eu 2 metri jumate am renunțat eu, vecinul la fel, ne-am făcut locuri de parcare. Dar acum de la blocuri coboară că n-au unde să parcheze și nu sunt decât două date în folosință, când vor fi toate patru și cu al cincilea care urmează. Chiar nu știu ce o să întâmple. Cum era când v-ați cumpărat? Când v-ați cumpărat casa acolo teren? În 2002. Era câmp. Deci nu era absolut nimic acolo. Aveam doar doi vecini care construiau. Construiam, da. Erați dumneavoastră și mai era în capul străzii. Atât. Era câmp. Intram cu cizmele când ploua, lăsam mașinile la șosea, intram frumos cu cizmele, că altfel nu se putea intra acolo. Am zis că o să fie un cartier superb de case, nemaipomenit, până o să populeze, vai ce liniște o să fie. Ne-am înșelat amarnic. Ne-am înșelat amarnic. Este strigător la cer. Crezut promisiunile din campanie ale actualilor. Greșeală mare. Dar știți ce se întâmplă? La anul am înțeles că vor fi din nou alegeri sau mi s-a părut mie? Chiar aș dori să-i spun domnului primar, pe cuvânt, chiar am să-i spun, să-i amintesc, că la anul vor fi alegeri și vor veni din nou, cum au venit și acum 4 ani, și cum au venit și acum 8 ani, și acum, mă rog, și vor promite din nou, dar nu știu pe pielea cui. Cineva s-ar putea să câștige niște voturi aici pentru tema asta. Pe tema asta va câștiga cineva niște voturi. Cine se implică alături de noi și poate o să ne și ajute, cu siguranță vor avea de câștigat. Deci, în luna martie, la solicitarea noastră, l-am contactat pe domnul viceprimar pe Facebook. A venit la noi pe strada Eugen Lovinescu cu niște consilieri după dânsul, i-am explicat toți care sunt problemele și a zis să-i dăm timp și o să ne aducă la cunoștință ce putem să facem. Și n-am mai aflat nimic. Da. Referitor la aleșii noștri, din păcate și domnul viceprimar, care s-a laudat ultima oară că este pălăzean și ne susține, ne chinuim de ceva timp să smulgem din gura dumnealui un punct de vedere. El, din păcate, este foarte alunecăcios și niciodată nu vrea să-și prezinte punctul de vedere. Totuși, eu aș cere consilierilor mai multă empatie și înainte să voteze acest proiect de hotărâre care a fost depus pe 23 iunie, să vină totuși 30 de minute. Eu știu, punem noi banii de transport, îi luăm cu limuzina, îi luăm cu dricu, cu coroane. Dacă era domnul Mazăre, organizam un car alegoric, poate ar fi participat. Dar trebuie totuși puțină empatie, măcar 30 de minute. Și consilierii trebuie să vină să vadă pentru ce votează. Altfel nu există nicio explicație. Noi nu înțelegem nimic altceva decât ei au două șanse. Ori sunt cu noi, ori împotriva noastră. Și sunt, reprezintă interesele dezvoltatorilor imobiliari. Despre asta discutăm. Iar domnul viceprimar, astăzi vom încerca cu toții să-i smulgem un punct de vedere, pentru că, din păcate, dumnealui dă răspunsuri ambigue. El tot timpul dă un răspuns, dar nu spune nimic. Adică măcar un punct de vedere pentru prezență. În al doilea rând, vrem să întrebăm astăzi, pentru că la noi acolo este o problemă cu retragerile. De ceva timp, cine își termină casa ca să poată să-și facă recepția, este constrâns să-și facă acea retragere. Aș dori să îl întreb pe domnul primar și viceprimar, pentru că în Puz această retragere nu este prevăzută. Asta înseamnă că este o constrângere de gen mafiot asupra cetățenilor care locuim acolo, în zonă. Și aș vrea să întreb pe ce bază, pe ce fundament ei ne obligă pe noi să facem retragere. Înțelegem că fără retragere nu ne luăm utilitățile, dar nu există nicăieri această chestiune. Într-adevăr, retragerile sunt necesare, dar se pare că la ora actuală retragerile sunt ca să parcheze cei care vor cumpăra apartamentele. Adică totul este în folosul oamenilor de afaceri. Cam asta este discuția noastră, fundamentul nostru. Și, ce să zic, mai multă empatie și să vină la fața locului. Bun, spuneați că aveți o problemă cu transportul copiilor dimineața. Deci eu, personal, la 5 dimineața plec în fiecare dată cu băiatul la antrenament și la acea oră nu pot, mă chinui, cred că 10 minute, un sfert de oră să ies din propria curte, pentru că nu pot ieși din cauza mașinilor parcate. Și pe partea stângă și pe partea dreaptă, care obstrucționează efectiv ieșirea din curte. Nu mai zic și intrarea. Deci trebuie să fac 10 manevre, să mă chinui, dă-i în spate, dă-i... Deci nu pot să ies din curtea mea. Eu locuiesc pe Coposu, am două blocuri, unul în dreapta și unul în spate. Am foarte multe probleme de la ei.
Nu vă spun că își aruncă toate mizerile în curtea mea, iar eu trebuie să le strâng pe toate și în momentul în care le spun, te mai și înjură, te mai fac și în toate felurile, că cum îți permis să te iei de ei, nu mai spun de faptul că își parchează mașinile la tine, tu dacă vrei să-ți parchezi, eu retrăgându-mă pe proprietatea mea, vreau să vin să parchez mașina în fața porții, nu pot din cauza lor, la fel, te înjură. Mai mult de atât, am canalizarea afară, din curte, că așa s-a făcut la momentul respectiv. Am avut o problemă cu apa, da? Mi s-a inundat în casă. Era o mașină parcată de la bloc, exact pe canalizarea mea. L-am rugat să-și tragă mașina. M-a făcut în toate felurile. Cum am tupeu să-l deranjez să-și mute mașina când eu aveam nevoie să-mi ridic capacul de la canalizare să pot să-mi opresc apa, da? Și atunci, despre ce vorbim că ne ajută cei din administrație? Cum ne ajută? Aș vrea și eu să sunt foarte curioasă cum găsesc ei soluțiile necesare. Pentru noi ăștia care stăm de 20 ceva de ani acolo, mi-am luat o casă ca să stau liniștită. Vă spun eu cum. La momentul de față, mutându-se câțiva oameni din administrație acolo și și-au construit și ei, și-au luat un teren și-au făcut o casă, la momentul de față le puțin țâție așa puțin, da? Pentru că o să vină un bloc și o să le invadeze intimitatea. Nu o să mai poată să stea liniștit în curte, să-și bea cafeluța, pentru că o să uită vecinul de la bloc. Pentru chestia asta se agită foarte mulți acum. Că până acum, așa cum spune și domnul Ionuț Rusu, a spus că stă de 6 ani acolo, că locuiește. Ok, și acum 6 ani nu era târziu dacă făcea ceva. Din păcate, au trecut atâția ani, nu s-a făcut nimic, ne-am strâns noi toți, ne-am unit ca să putem face ceva, pentru că nu mai suportăm mizerile celor de la bloc. Mai mult de atât, exact cum au zis și oamenii care sunt aici, străzile sunt de 4 metri. Unde vreți să se parcheze acolo? Unde vreți să parcheze? Că n-au unde. Deși toate blocurile construite au parcare subterană, au parcare, dar niciunul nu parchează acolo. Acele cam despre asta este de vorba. Mișto. Parcări făcute la mișto. Nici unele nu sunt folosibile pentru că au o pantă de, nu știu, 30 de grade, nu poți să intri nici cu tangul acolo. Și dacă vă uitați, sunt parcări unde au făcut boxe, au făcut garaje, dar garaje, ateliere, își depozitează ceva. Nu pentru mașini, alea sunt mai mișto făcute. Mai problemă cu gunoiul de la bloc. Tomberoanele sunt în fața porții noastre, miroase execrabil, da? Deci tu te la casă trebuie să suporți mizeria celor de la bloc, au niște tomberoane scoase și lipite de gardul tău. Ce înseamnă asta? Ce vă aruncă în curte? A spus că mai aruncă mizeria. Tigări, hârtii, tot felul de pungi de la dulciuri. Ce să vă zic? Fac curățenie și aruncă hârtiile pe acolo. Multe, foarte multe. Pungi diverse. Când s-au construit blocurile, v-a întrebat cineva, a fost o dezbatere publică? Nu m-a științat nimeni, nu m-a întrebat nimeni, nu mi s-a dus la cunoștință, ne-am trezit. Gândiți-vă că eu am un teren de 1200 de metri și pe toată lungimea terenului s-a construit blocul. Un bloc de 4 nivele, iar în spatele casei pe Eugen Lovinescu este tot mai mult, cred că are 6 nivele, 5, nu știu exact. Deci balcoanele tuturor sunt către curtea mea, deci toate balcoanele sunt către curtea mea și din dreapta și din spate. Deci, efectiv, eu dacă ies în curte, ăla stă pe balcon, se uită la mine și și aud tot ce vorbește, adică nu mai am niciun pic de intimitate. În afară de faptul că nu și-au făcut nici măcar delimitare între gardul meu și bloc și ies afară cei de la bloc, își pun pe gardul meu bluze, apă, dar ce, doamnă, de ce vă deranjează când ne punem și noi puțin bluza la pe gardul dumneavoastră? Sincer, adică... Ce se mai poate face? Îmi spuneați că mult rău e deja făcut. La momentul de față, având în vedere că blocurile sunt deja construite, să-i oblige într-un fel să-și parcheze mașinile în subteranul blocului pe care, în care locuiesc și să nu mai blocheze strada și să, să nu ne lasă pe noi să ieșim din propria curte, având în vedere că ei își parchează. De ce să merg și eu dacă am loc puțin mai în față? A, nu, stau la blocul ăsta, o parchez aici, la ăsta, în fața porții, că mi-e mai ușor să mă dau jos să mă duc în bloc. Deci să-i oblige într-un fel pe cei care și-au construit deja blocurile să-și parcheze mașinile în parcarea pe care o au deja subterană și cei care să nu le mai dea celor care vor să-și construiască posibilitatea de a mai face acolo un bloc. Deci să nu se mai construiască nu, și parcări. Clar. În primul rând și parcări, pentru că pe Lovinescu am impresia să construiește un bloc cu parcare la vreo 600 metri de bloc, care nu o să fie niciodată folosită de către locatari, parcarea care e la un kilometru depărtare aproape.
aia este făcută la mișto, doar ca să ia autorizația să poată construi un bloc cu P plus 11 sau 10 sau 9, nu mai știu minte cu cât. Dar nu este normal să facă așa ceva. Și sunt multe de genul ăsta. Toată lumea... Exact, pe acea parcare sigur o să mai construiască altceva. Și parcările care au la subsol, cum zicea și doamna, să le folosească, dar nu sunt folosibile, că nu se poate ieși, nu verifică nimeni stadiul parcării, cum este făcută acea parcare. Este făcută la mișto. Și pe Cornelu Baba au făcut lifturi la unele blocuri. Crezi că le folosește cineva acel lifturi? Tu la mișto, că nimeni nu o să parcheze o mașină deasupra să vină, stai, dă tu mașina la o parte ca să vin și eu să... Asta-s vrăjeală, asta e vrăjeală. Aia parcarea care duce în subteran, care e în pantă, aia la iarnă nu se va putea folosi, pentru că nu poți urca și coborâ pe o pantă. Nu, n-ai cum, nu se poate. Credeți că se va rezolva ceva? Credeți că vor asculta și vor lua niște măsuri? Măcar să ne asculte, să ia niște măsuri, să de acum încolo să nu mai se construiască aceste... Și când dau autorizație să vină, domnule, cineva acolo la fața locului, nu să dai autorizația din birou, că nu asta este rezolvarea. În mod normal, da, ar trebui... Ce spuneți? Odată și odată nu ar trebui să răspundă cineva pentru puzul ăsta, chiar că l-a făcut un arhitect, șef sau ce-o fi el atât de ani de zile aici. Oare nu răspunde nimeni pentru atâtea nereguli, nelegalități? Nu există și la noi odată n-a ajuns punctul să tragem liniuța aia și să începem să ne întrebăm oare de ce să faci așa și să reparăm mai repede? Cine-s vinovat în opinia dumneavoastră? În primul rând, arhitectul șef cu ce se ocupă? Al primăriei. Cu ce se ocupă? Nu cu așa ceva, nu face un plan, nu este un plan și când face planul ăla, când îl semnează, nu se întreabă de ce semnezi eu așa ceva. De ce semnezi eu un P plus 14 sau plus 5, plus 7, plus 10 între două case, între patru case? De ce semnezi eu așa ceva? Este normal oare? Dacă ar fi stat acolo, i-ar fi convenit? Cred că nu. Dar nu stă acolo, probabil stă bine mersi, mult mai bine decât noi. Și nu are probleme astea pe cap zilnice. Dar ar trebui totuși odată și odată să răspundă cineva. Nu o să ai penal, dar măcar cu funcția. Măcar atâta lucru, să vedem și noi că s-a schimbat ceva, s-a făcut ceva. Să fim și noi cât de cât mulțumiți. Dar nu, la patru ani, venim repede la vot. Ieșiți la vot, dragilor, că o să vă dăm de toate căldări, eu mai știu ce, ulei, zahăr și alte tâmpenii. Votați-mă că o să vă dau exact ca la Conu Iancu. Votați-ne că o să vedeți voi ce o să vă luați după aceea. Și acum vin alegerile, cum am mai spus, iar mă repet că mă apucă durerea de cap. Vin alegerile și ne vor promite din nou. Și ce o să ne promită? Cu siguranță puzul ăsta nu o să rezolve până vin alegerile, dar vor promite că în viitoarea legislatură se va rezolva cu siguranță. Am înțeles, mulțumesc. Locuiți acolo? De cât timp? Din 2009. Cum era în 2009 în Palazul? În 2000 erau dânsii și pe urmă am mai făcut eu casă. După aia seamă. Trei persoane. Da, ei erau primii, i-am găsit acolo pe dâns. Ce au spus și cu doamna de acolo? Liniște? Am venit că ieșeam la pensie și zic să-mi fac o casă, să plec de la bloc. M-am dus să-mi fac casă pe pământ, că am luat 400 de metri și mi-a zis nu, aici e cartier, se face minus, plus un etaj și maxim două. Și am făcut parter, etaj și o masardă. Deci asta a fost, că eu vreau să o fac pe pământ. Nu m-a lăsat nici să o fac pe pământ, adică cu casă simplă. Și m-a obligat să o faceți cu etaj. Un etaj și maxim două. Și am făcut-o așa. Și după aia a fost liniște între noi acolo până când a început, exact după doamna, eu stau la două case mai încoace, a început ăla, a luat 1000 de metri teren, a zis că face casă, și a fost uginerea lui Costea, Beceval, toată șmecheria asta posibilă, așa. Și după aia i-a mai făcut pe 400 de metri, cât are, a făcut patru apartamente, cât un apartament pe nivel. Pe 400 de metri pătrați. Lângă blocul ăla care l-a făcut, are unul, două în spate alea, nu? Dar blocul pe care l-a făcut primul, l-a făcut pe 1000 de metri, l-a construit mai mult de 900 de metri, a reconstruit. Așa, și spunea, potul era de 30%, parcă era atunci, și tu pe 1000 de metri ar trebui să fi lăsat 300 de metri să faci pe 7, a făcut aproape la hotar, pe 8-900 de metri, aproape pe 1000 aia de metri. Și a făcut niște, dar ăia acolo nu au. Iar parcările de jos, am impresia că sunt tot proprietarii care au făcut, că stau acolo și au făcut niște penthouse-uri de alea sus, la ultimul nivel, cred că au câte două, trei parcări. Că vin unii închiriază și
ăia știu unde închiriază că n-au parcări, dar ăia care închiriază au, parchează la subsol, iar ăia de acolo parchează afară. Da. Ce vă deranjează cel mai mult acum acolo? Care e principala problemă? Principala problemă este că gălăgie, toți copiii n-au loc de joacă, ăia mici, toți, toată strada în poartă la fiecare, până târziu, nu au niciun fel de respect, nu au grijă de copii, erau să-i calce cu mașinile, că trec pe 4 metri, vin, că tot ei vin cu viteză și intră acolo. Pentru că noi, majoritatea, suntem o parte dintre noi care am trecut de 60 de ani. Adică și am venit acolo pentru liniște. V-ați gândit să vindeți casa pe care v-ați făcut-o la pensie? O am în vânzare. Serios? Da, o am în vânzare. Mai valorează cât valora, nu știu, acum 2-3-4 ani? Valorează, că de 2-3 ani mă chinui, că nu neapărat îmi trebuie bani ca să vând casa. Vreau să vând, să mă mut în altă parte. Că mai e un loc mare, de 1000 de metri în fața mea, care ies la două străzi, din Coposul în parte, cum zice mă, la Liviu Rebreanu. Așa, are vreo 1000 și ceva de metri. Ei, acolo când l-o vinde ăla, așa, vă dați seama ce o să fie acolo, că are... Sau face unul, de ăla de... Păi are, cred că 2000 de metri are ăla acolo. Există? Da. Deci, vă gândiți că o să mai facă două blocuri acolo. Există vreo zonă în Constanța unde credeți că vă puteți muta să fiți liniștit la pensie fără să aveți problemele astea? Da, nu știu. Nu știu. Mă duc la Ovidiu, mă duc la Lumina, văd unde mă duc, ce să fac. Mă duc la Ovidiu, că am văzut că acolo nu s-au făcut așa blocuri în zona aia, da. Și vă gândiți să plecați din orașul ăsta? Se fac, dacă nu, eu nu pot, adică n-am liniște. Eu am venit și am... Omenește, m-am dus la primărie, mi-a zis, nu puteți să... Da, domne, fac aia un etaj. Păi, mai zic, dacă să fac și o masardă înălțată, deci cât de cât locuibil, așa. Da, și acum stau cu jumătate de casă goală, așa, și ce să... Mulțumesc mult! Iată că și în astăzi seară eu petrec cu voi, lângă un glas de vioară și cu un vid de soi. M-am gândit, m-am socotit, Doamne să nu-ți cer prea mult. Ce-o fi în mintea ta, măt, așa lu' tactul, când tu te plictisești și-o arzi ca retardatul. Dă stelelor numele tău, că tu nu ești. Nu mai ai nume, nu, la 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 la. Nu mai ai nume, nu, la 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 la. Tu, fata, ești defectul meu, chiar vrei să mă lași acum când îmi e sincer cel mai greu. Când sunt cu tot la pământ și nu știu ce e în capul meu. Ja n-au mamă, mamă, ja n-es mamă, mamă, ja n-au mamă, mamă. Așa că mamă, iartă-mă dacă profit, oh, hai spune! Asociația Culturală Georgiana Rusu organizează proiectul cultural Chetanes împreună. 7 categorii de activități de creație contemporană vor promova tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, portul tradițional și limba comunității rome din județul Constanța. Proiect finanțat prin granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului Rocultura. Eu sunt cel care a propus
în ședința Consiliului Local să se anuleze acest puz. Știi. Eu sunt cel care a fost de 2-3 ori acolo și dumnealui, care este arhitectul șef, e cel care a fundamentat la momentul acela propunerea de HCL, care nu a trecut. Știi. Deci, nu e în regulă să spuneți că n-am eu empatie, pentru că eu acum 2 ani de zile am făcut propunerea asta. Însă, deci domnul Bărbu, și mă adresez tuturor. Nu credeți în plasa ca cineva să exploateze politic chestiunea asta. Da. Nu e în regulă să amestecăm problemele astea cetățenești, firești. Normale, cum îmi zicea un fost student care și-a mâncat viața pe mare să-și facă o casă și se trezește acum cu un bloc. Și eu sunt la fel. Sunteți la fel. Nu e nimic de râs. Deci totul este tragic în povestea asta. Așa este. Deci nu e normal să amestecăm de versul ăsta cetățenesc cu niște oameni care vor să aibă dividende politice pe treabă. Absolut. Bun. Deci dacă le separăm, și ar fi bine să le separăm, putem să avansăm discuții. Asta ne și dorim noi. Domnul primar. În ce sus? Da. Dacă a spus că v-ați făcut demersurile de 2 ani de zi. Da. Arhitectul șef le-a făcut acum că s-a contrasemnat. Atunci, cine s-au opus consilierii? Nu știți. Cine nu a votat? Cine nu știți. Dar nu contează, dar nu știți că așa dar e. Nu contează, dar trebuie să-i aducem aici. Ca să ne spună de ce nu fac chestia asta. Deocamdată eu v-am chemat aici, ați răspuns invitației mele, dar chemați noastră consilierii să discutați cu ei într-un alt format. Formatul de discuție este. Păi, astăzi este perfect. Noastră ați încercat cu asta. Dar știți asta! Dar de ce nu sunt și persoanele care s-au opus ca să ne convină, să ne explice și nouă? Formatul acesta al discuției, eu l-am ales, noi asta ați răspuns invitației mele. Dacă doriți altul, ca să vină și consilierii, vă rog să invitați la o discuție pe dumneavoastră și să răspundă la o discuție. Dar poate discutăm în formatul acesta. Dacă știam că este cine este de vină, să știți că făceam și lucrurile. Păi dumneavoastră nu știți de 2 ani de zile că așa s-a întâmplat? Iar nu știți lucrul ăsta? Dar cine ne-a informat că mai de chestia asta? Păi, doamnă, ședințele de Consiliul Local sunt publice. Domnul primar, eu fără recuperesc la noastră. Bun, haideți să avansăm puțin discuții. Domnul arhitect, am înțeles că de 2 ani i-a făcut... Haideți ca să găsim soluții, vă rog eu mult. Acum 3 ani, domnul arhitect era, Nu era. Bun, deci nu era. Ca să știți. După ce am venit eu primar, l-am adus arhitect. Bun. Acum, suntem în fața unei petiții. Suntem în fața unei propuneri de hotărâre de Consiliul Local avansată de un grup politic. În regulă. Eu vă spun ce facem, că noi trebuie tot să respectăm legea. Eu o să primesc de la serviciile din primărie subordonate, care trebuie să-și exprime un punct de vedere tehnic pe această propunere de HCL, o să primesc raportul lor, o să ridicăm în transparență decizională, ca așa spune legea. Proiectul de hotărâre de Consiliul Local, precum și avizele de la Direcția Juridică și Direcția de Urbanism, cel puțin, după care propunerea aceea a acelor consilieri politici va fi supusă votului și dezbaterii Consiliului Local. Ca așa funcționează democrația. Vom vedea cum se va vota. Eu nu am niciun vot în Consiliul Local. Însă, vă rog să aveți în vedere următorul. Este posibil ca acest proiect de hotărâre de Consiliul Local să aibă inconsistență juridică. Și atunci, dumneavoastră veți crede că vi s-a făcut un bine, dar în realitate nu. Pentru că el poate fi atacat de prefect în contencios administrativ. Și doi, poate fi atacat de orice persoană fizică care are anumite interese acolo, altele decât aveți blocuri de exemplu. Și să câștige. Suntem acum în situația în care am mai promovat proiecte de... și au fost votate hotărâri de Consiliul Local cu anularea puzurilor. Și vă dau un exemplu. Veterani. Moralmente am avut dreptate, însă nu juridic. Instanța ne-a respins. Și știți treaba. Și noi trebuie să învățăm. Trebuie să promovăm hotărâri de Consiliul Local care sunt corecte din punct de vedere juridic. Că, repet, o să aveți un succes și alții o să spună ce au făcut pentru dumneavoastră pentru un timp limitat. La prima hotărâre de Consiliu, la prima acțiune în instanță va cădea lucrul ăsta. Și n-am făcut absolut nimic. Lăsați-ne să gândim pe noi ăștia din primărie, pentru că așa cum am fost acum 2 ani alături dumneavoastră, suntem și acum, să gândim
o formă juridică. Justifică dumnealor că pe modelul lui Nicușor Dan. Vă anunț eu că Nicușor Dan a câștigat în prima instanță și a pierdut în a doua. Vă anunț eu. E decizie a instanței în București. Noi nu vrem să ne împiedicăm, că așa funcționează lucrurile. Una este moralitatea și alta este legalitatea, din păcate. Morala aveți tot dreptul din lume, dar trebuie să găsim forma legală să facem lucrul ăsta. Dumneavoastră credeți că eu nu sunt alături de dumneavoastră sau de orice om care și-a agonisit averea de o viață, a făcut o casă cu un etaj, a zis că acolo va sta până la atunci bătrânești și vine unul și trântește un bloc? Două. Trei. Mă credeți chiar atât lipsit pe mine de... Cine mă cunoaște, mă cunoaște de ani de zile, că am și eu o vârstă. Da? Dar trebuie să găsim soluțiile bune. Nu astea care vă satisfacă. Durează, bune. Nu v-a supărat. Vă rog. Cât durează să vă fiți soluțiile? Eu? Dame, spune tu. Acum interveniți și voi. Dacă pot, eu intervin. Intervină tu și vorbește de puz, da. Puzul unde ne-am întâlnit pentru prima dată... Deci, scuză-mă, cum am putea să facem noi treaba asta? Cum am putea rezolva problema noastră? Să găsim o formă legală, repet, legală, că asta mi se pare ilegal, de a suspenda acest puz, sau să-l înlocuim cu un alt puz. Nu durează, termenul este iunie anul viitor. N-aveți, dar puteți, mai stați puțin ca autorizațiile să semnați. Bun, dar dumneavoastră puteți să râdeți, aveți dreptul să vă amuzați. Eu vă spun onest care sunt soluțiile. Și acum le explorăm pe fiecare în parte. Magnifice. De ce ați făcut asta? 2 ani de zile, din 2001 a spus că ați făcut asta. Nu s-a găsit o formă în acești ani să se găsească o modificare. Să modificăm. Deci, încă o dată vă spun, acum 2 ani de zile, nu din cauza inconsistenței juridice nu s-a aprobat proiectul. Pur și simplu nu au votat consilierii. Păi bun, și dacă acela de acum 2 ani, de ce nu propunem acum? Dacă păi și ce să fac? Să devin ridicol de fiecare dată să propun un proiect care va fi respins de consilieri? Dar suntem noi aici. Vă susținem. Păi mă susțineți acum. Dar de 2 ani de zile până acum nu m-a susținut nimeni pe mine. Susținem și acum 2 ani, domnul primar, pentru că la câte sesizări am făcut noi. Doamna, de acum 2 ani de zile până acum nimeni nu m-a susținut. Eu nu pot să fiu ridicol la fiecare ședință de Consiliu Local să propun o hotărâre să fie respinsă. Deci, puzul a fost făcut în primărie în 2011. Vă aduc aminte că în 2011 a fost în dezbatere publică și nimeni n-a avut nimic împotriva lui. Nu a fost domnul Maroc. Nu putea fi aprobat dacă n-a fost în dezbatere publică. Eu în 2011 nu eram aici, doamnă. Îmi cer scuze, dar dacă dezbaterile publice au fost făcute ca ultima care a fost făcută pe data de 11, când oamenii au aflat din greșeală sau ne spune să citim pe avizier sau pe alte chestiuni, mă tem că nu este eficient ceea ce trebuie. Așa cum noi... Ce scuze mă vădă de acest... Poate că o aflat din greșeală. Păi, vă spun sincer că... Am o asta medializată în felul care trebuia. Ați vrea să vă spun, pe majoritatea dintre dumneavoastră, eu i-am anunțat pe grupurile de WhatsApp la unde făceam parte, a fost mediatizat în presă, pentru că este un act absolut normal, a fost mediatizat pe Facebook și prezența dumneavoastră a fost, cred că, mai numeroasă decât este acum. Nu, greșiți de 4-5 ori mai mult. Am poze, aveți și filmul. Era o clasă de sală plină. Eram, cred că, 30-40 de oameni. În fine, mai mult sau mai mult. Cât ce face cu toată de mediatizarea acestei de poate? Cred că a fost undeva la 2 săptămâni, 3 săptămâni. Cred că este de ajuns la problema asta și la lecțiune. Altceva vreau să vă spun. Pentru prima dată, această dezbatere publică, acestui puz, care a fost inițiat, procedura acestui puz a fost inițiată în 2021. Deci de atunci, grupul primar și primăria a inițiat acest puz și dezbaterea publică a fost făcută tocmai pentru a lua legătura cu dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră spuneți că în 2011 nu s-a făcut. Din acest motiv, dumneavoastră trebuia să fiți și trebuie să fiți consultați. Lucru care se întâmplă. Chiar și întâlnirea de astăzi este la inițiativa domnului primar, pe care eu l-am comunicat-o, tocmai pentru a sta de vorbă. Ce s-a întâmplat înainte, noi nu putem să răspundem. Ce
ce se întâmplă acum, îl facem exact ca la carte. Și de ce v-a spus că se termină, o secundă să vă spun despre etapele puzului unde astăzi discutăm. Avem prima etapă, s-a terminat, prima etapă din 4 etape. Și iar ultima etapă, că vă spune și domnul primar, ultima etapă, recepția va fi făcută la mijlocul lunii mai, anul viitor, și trebuie să treacă cele 45 de zile, iar în iunie, alături de colegii consilieri, trebuie să fie votat. Nu există posibilitatea de a se suspenda emiterea de certificate de urbanism implicit autorizații până la anularea sau suspendarea puzului? Ba da, există, dar n-ar fi nimic legal. Cum? Există, dar n-ar fi nimic legal. Da. Nu vrei să fii legal, că și nu vrei să fii legal. Dar și este legal să te trezești cu peste noapte cu cele întrezi? Mergeți să vedeți acele două blocuri de pe Corneliu Babai să-mi spuneți dacă respectă vreo normă în construcții. Deci nu au parcări. Deci ați dat niște sunt autorizații cu parcări clauz în care nu au cum să intre. Doar ca număr. Deci o stradă de 6 metri a spus două blocuri. Nu se poate așa ceva. N-au spații verzi. N-au nimic. Deci nu au norme în care să... Nu le dați autorizația. Sau cum se face recepția? Sau veni la spațiu primar. Cu spațiu verde pe bloc? Nu mai puțin. Domnul primar, o întrebare. Cum puteți soluționa problema blocurilor deja construite, care au parcări subterane, să-i obligați într-un fel pe proprietarii de la bloc să-și parcheze mașinile acolo? Amendându-i, doamnă, amendându-i, trimiți-i poliția locală să-ți ia amendându-i. Ce amendă, domnul primar? Poate sunt boxe, poate sunt boxe, cele care se asigurează în boxe. Nu avem cu să chemăm dumneavoastră și cine. O să trimiți, nu există altă soluție decât cu poliția locală. Domnul viceprimar, v-am dat, acum câteva săptămâni am avut o problemă cu canalizarea. Nu vreți să știți ce am pățit în seara aia, cât m-am jurat cei de la bloc, pentru că mi-am permis pe canalizarea mea să-l chem pe unul de la bloc să-și mute mașina, că eu aveam inundație în casă și nu puteam să mă opresc la pomete. Nu vreți să știți ce a trebuit să îndur eu, proprietar acolo, de 22 de ani, da? Să stau acolo, să mă înjure cine pe. În afară de asta, că-și aruncă gunoaie, țigări, hârtii, șervețele folosite, mizerii, toate în curte și noi le suportăm. Și dacă facem ceva, toți ei au tupeul de a ne înjura și de a ne umili. Doi, mai e problema cu noilor care le au în fața blocului și noi trebuie să suportăm de la casă mizeria. O să vă dau tuturor numărul meu de telefon. Îmi dați pe WhatsApp. Vă promit că în secunda 2 trimit poliția locală acolo să-i amendeze. Și poliția locală va veni. Am înțeles, domnul primar. Iar după aia, dacă sunt probleme de tipul ăsta, ei vă mai avea de-a face cu mine. Domnul primar, noi am chemat locul ăla. Știți ce mi s-a spus când au parcat pe canalizarea aceea? Că nu mai au text de lege ca să-i amendeze. Nu, dumneavoastră vorbiți de cei care... Care parlează pe canalizarea cu apomenul și care... Nu, și care au totuși, spuneți, la subsol, la un loc de parcare, da? Da, dar eu vă spun că parchează în fața curții mele, unde eu am canalizarea aceea cu apometre, da. Și îi parchează pe ea. Vom găsi o soluție ca zona aia să nu mai, să nu mai poate fi posibil să parcheze. Domnul primar, asta vă rog, ca cei care au deja blocurile construite, să parcheze subterenul ei. Nu să vă răspund eu, că dumneavoastră a vorbit. Unul dintre pașii pe care îi facem, prin această asfaltare pe care știți că o facem în cartierul Palazul Mare, să vină să facem și marcajele. Păi la noi creați locuri de parcare. Nu, stați o secundă, stați o secundă. Așteptați să spună că nu s-a întâmplat nici marcajul, n-am ajuns până la acel nivel. De ce vă spun aceste lucruri? Atunci când vom face marcajele, locurile acestea care sunt speciale sau delicate, în special în fața porților, acolo nu va putea parca absolut nimeni. Și atunci veți avea și temeiul legal prin această semnalistică, ca să fie amendat. Rutieră, ca să poată să fie amendat, oricine încalcă legea din punct de vedere rutier. De asta vă spun acest lucru, mai aveți timp de răbdare, se termină asfaltarea și să facem semnalistica care necesară. Eu vreau să găsim o soluție legală, să terminăm cu oribilitatea. Cum mai sugerează? Că nu mă interesează. Dacă ar fi după mine, da. I-aș muta pe toți de acolo. Domnul primar! Da?
Din păcate nu poți face pe retragere. Nu există un singur set de reglementări, ci mai multe. Ok, și cum? Mai multe, sunt mai multe. De aceea se întreabă. Da, domnule, să ne place, haide să vorbim civilizat. Da, pentru că poate fi situația în care aceeași stradă e bordată pe un front de o subzonă cu un set de reglementări. Dacă nu ascultăm răspunsul la întrebări, trebuie cu impresia că nu mai avem dreptate. Nu știu să vă spun exact, pentru că trebuie să spun răspund, dar vă readuc aminte. Când am făcut raport către primar pentru a iniția încetarea poveștilor ăstora din Palazul, și asta s-a întâmplat acum 2 ani și ceva, nu am făcut-o pentru că am o plăcere să particip la tot procesul. Nu am. Înseamnă că de câte ori semnez o autorizație cu asemenea lucruri, încerc să îi aplic orice filtru îl am la dispoziție, orice. Întreb despre toate în amănunt. De ce asta aici? De ce nu așa? De ce pe dincolo? Asta e prima fază. Și îmi face tot atâta plăcere ca în final să o semnez, cât vă face și dumneavoastră. Și acel raport pe care l-am făcut pentru încetarea fenomenului ăstuia, acum 2 ani și ceva, nu l-am făcut la ordine. Dar mergeți pe teren să vedeți exact? Doamne, nu am mereu în cazul să merg. Dar am fost. O secundă. Vă invităm. O să întrebuiam. Deci toate construcțiile acestea nu am văzut pe cineva de la primărie să vină să-i verifice. Disciplina construcției. Nimeni. Nu am văzut niciodată. Sunt oameni care ies din bloc, ies în stradă. Ați înțeles? Ies în stradă. Dacă pe Cornelul Baba, care la dumneavoastră are 10 metri, în teren are doar 4. Și pe Coposul la fel. Domnule, înființați o comisie care să umple pe teren. Vă rog frumos. Acum 3 ani de zile, 4 ani. 3-4 ani. Ați venit în palatul când v-am solicitat cu Constanța altfel, doamna. Spuneți-mi mai doamna. În fine, doamna Angela, care a inițiat. Angelica Geroșeanu, da. Deci, de la dumneavoastră a pornit totul. Am pornit câțiva ani și atunci. Suntem 4 reprezentanți aici, care ne-am întâlnit cu dumneavoastră atunci. Știu. Vă aduceți aminte? Da. Ați văzut Corneliu Baba ce distanță are? Da. Cum poate pe hârtie să aibă 10 metri și în teren să aibă 4? Și domnul arhitect spune că nu se poate construi. Se poate construi și în mijlocul. Dar de ce se poate construi pe nouă? Și să face recepția cât de curând. Singurul lucru care cred, înființați o comisie, să vină, să facă. O să mă ridic și eu în picioare și când vorbește unul o să-i vorbesc cu celălalt, după aia vorbesc cu celălalt. Haideți să răspundem. Să răspundem. Azi, domnule, să răspundem. Zic cu 10 metri. Zic cu 10 metri. Întotdeauna ne uităm pe planuri, pentru că există, în primul rând, există o lipsă de repere. Unde n-ai repere, unde pot să mă duc să pun o ruletă și să spun aici cum să spune repere? Documentația aia strălucită în 2011. Și mai spun un lucru. Că atunci când municipalitatea face o documentație, e treaba celor din 2011 ce au făcut. Nu era în 2002. În 2002, Cornelul Popozu era 110 metri. Ok. Dar nu este așa ca la fel. Ok. Păi nu, că ce a fost în 2002 a fost în 2011. Știu că mai ultima strigare. Adică... Deci știu că atunci când municipalitatea face un bus, primul pas pe care îl face a doua zi după ce îl aprobă, atunci când e o zonă neconstituită, încă nu sunt clare străzile,
axe, fronturi, unde o să fie portura, unde o să fie orice, se apucă de lucrurile astea. Și nu s-a întâmplat aici. De atâta timp cât s-a ajuns unde s-a ajuns. Lucrurile nefiind reglementate s-au complicat atât de mult, încât ele nu pot fi rezolvate de azi pe mâine. Motiv pentru care noi, situația asta nu va putea fi rezolvată corect, urbanistic, legal, să înțeleagă toată lumea coerent, decât printr-un nou buz, care să încerce să preia toate anomaliile astea, să le găsească o soluție. Din perspectiva mea, puteți să vă supărați, vă cred frustrarea. Până în iunie anul viitor, noi nu vom putea decât să cârpim, să rezolvăm colo ceva, dincolo altceva. Nu vom avea o rezolvare coerentă a întregii zone. Să nu mai dați autoritate. 4 metri! Păi, dumneavoastră știți cât lucrăm noi ca să putem asfalta niște străzi? Pentru că unul trebuie să cedeze 30 de metri, altul trebuie să cedeze 20. Dar știți ce înseamnă asta? Înseamnă să-i duci pe toți la notar, să faci despăgubire, să renunțe, să. Asta durează luni de zile după legislația românească. De-abia după aia poți să trasezi un front, o stradă și să o asfaltezi pe toată. Păi știți ce situație avem noi acum? Ce aveți dumneavoastră are și veteranul, are și compozitor, pe compozitor. Domnule, ascultați-vă ce vă spun, aceea situație de compozitor. Mergeți acolo să vedeți. Eu am vrut să cumpăr terenul compozitorilor și vedeam că străzile erau de la început late. Erau late. Băi, domnule, dumneata ai mers acum în compozitor să vezi cum arată? Da. Domnule, nu înțelegi că nu poți să tragi, dacă vrei, fâșia ta, domeniul privat sau public al orașului, unde poți să faci asfalt. E de 2 metri. Pentru că primăria nu a venit să te invite. Duceți-vă la Domis Plus. Vrem acum să asfaltăm ce stradă aia. Napoli. Până nu rezolvăm cu cei care din lateral, să le luăm fiecăruia, mă rog, 15 metri, depinde cât este, că am trasat un front să vedem cât e, noi ar trebui să facem o stradă de 4 metri. Păi a doua zi e CNN. Apărăm la CNN. Asfaltăm stradă de 4 metri. Când am venit la primărie și am cerut. Deci prima dată trebuie să luăm pe fiecare, domnul Popescu. Cât ai 15 metri? Domnule, cedești 15 metri dacă nu te despăgubesc. Dumneata cât 3 metri, ca să putem să tragem linia și să vedem cât se încălecă cu fiecare. De-abia după aia facem strada. Domnul primar. De 3 luni de zile ne cheltuim. Domnul, eu am o întrebare. În momentul în care le dați autorizație... Vă dați seama cum s-au încurcat lucrurile în orașul ăsta? Sunt 4 cartiere în situația asta, domnule. Tomi Spus, pe care le știu eu. Veteran, dumneavoastră, Palazul Mare și compozitor. În aceeași situație. Când am cerut de la primărie delimitarea axului de drumului ca să fac retragerea de 5... Păi dacă nu există axul drumului. Cum? Păi nu, primărie o avea pe hârtie era. Dar nu mi-a venit să nimeni. Nu mi-a venit la ce lucru. Să ferească Dumnezeu să fie un cutremur, să fie un incendiu, să fie ceva. Nu o să aveți pe unde să intrați decât cu smurgul, cu elicopterul. Atât. Eu nu vreau, nu că nu vreau să mă contrazic, vă dau dreptate. Deci, dar eu... Eu nu vreau să veniți la fața locului să mă vedeți pe mine. Da, vreau să trimiteți oameni să constate despre ce e vorba. Ați oprit blocul mine. Ați venit și l-ați văzut, ai venit să oprim blocul mine. Nu vreți mă blocul. Un disconfort extrem de mare. Domnule, dar tu vrei să opresc blocul. Ce înseamnă să opresc blocul? Adică să mai zici. Deci cum? Să vedeam o casă la parter, un bloc cu 5 mile. Are o casă la parter, un bloc cu 5 mile. Măi, domnul Puma, cum vrei să... Normal, ce înseamnă a opri? Cum ai... Nu ți imaginezi tu că poate la opri? Să remoteze proiectul de hotărâre, să se suspendeze puzul. Păi dacă se suspendă puzul, nu se mai construiește blocul? Dar ce se întâmplă? Înțeleg că pentru abominația asta de 12 ani de zile sunt eu de vină? Nu. Adică eu sunt cel care vreau să rezolv, vă spun că nu pot rezolva decât în două variante, să găsim o soluție legală. Repet. Păi nu pot să... Cum puteți crede dumneavoastră că este legal... Numai o secundă. Cum puteți dumneavoastră crede că este legal să aprobăm un HCL, nu, e o consiliere, e treaba lor, în care să se scrie că toate autorizațiile de construcție emise anterior nu mai sunt valabile. Păi asta scrie, domnule, în proiectul ăsta de HCL. Păi și faci un caz, domnule. Păi eu ce v-am spus, domnule? Că vreau să fac unul cum trebuie, nu asta v-am spus. Eu înțeleg că aveți o frustrare, dar noi nu putem să...
să facem ceva ca să rezolvăm o problemă stricând altele. Dar de ce n-ați continuat proiectul care a spus că l-ați... Dar ce anume stricăm interesul? Da, mai vorbim chestiunea asta. Sincer? Da, mai vorbim. Ați lăsat la urmă, 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 la urmă. Ce mai ești, ca de fiecare dată să mi se respingă proiectul? Așa. Alea legală de care... Eu mă înțeleg frustrarea, dar vă rog să încercăm să fim în supărarea noastră a tuturor, mai mult sau mai puțin, rațional. Dacă ne depărtăm de raționalitate, nu rezolvăm problema. Nu rezolvăm. Putem să plecăm de aici, să fim emoționali, ajungem acasă, bem un spriț, ne supărăm, dar nu rezolvăm problema. Intențiile pot să fie bune, adică și-a cumpărat o haină. Este o chestiune pozitivă. Dar nu poți să cumpere 100 de haine fără să cumpăra întâi un șifonier. Deci, dacă palatul se transformă într-o hasna din cauza faptului că canalizarea nu funcționează conform densității populației și a densității de condiționare, ce facem, domnul primar? Dați-ne un răspuns la asta. Da, vreau să vă spun ceva. Să vă spun ceva și ce o să râde. Știi ce sfat am primit de la lucrătorii în așa? Să ne facem căminul de canalizare, care să funcționeze pe principiul unei fosse septice. Să ne facem o ușă pe care o blocăm și să evacuăm scurgerile cu pompa. Haideți. Așa să vă faci și eu. Nu, dar eu vreau să vă spun, chiar nu iau în serios, pentru că nu se dată strâmbuții. Două lucruri vreau să vă spun. Primul. Dacă... Mulțumesc. Nu, lăsați că am fost tonar. Dacă Mazăre a dat autorizație de construcție să se construiască 15 blocuri acolo, care vă înspăimântă viața și vă face în situația asta. Pe vremea aia era bine și după ce a plecat el s-au construit cele 15 blocuri și acum nu mai e bine. Și acum nu mai e bine, înseamnă că pe vremea lui Mazăre stăia bine. Și a luat chestia, aveți dreptate. Raja este de vină. Eu l-am întrebat de nu știu câte ori pe directorul Raja, cu care sunt bun amic. Da, una e una și alta e alta, vorba lui Chimixen. Băi, omule, de ce dați voi avize când v-ați dimensionat instalația de apă și de scurgere pentru un anumit număr de consumatori, iar acum numărul de consumatori s-a dublat? Același lucru s-a întâmplat, de exemplu, și în zona aia de la Năvodacă. Și peste tot. Așa este, aveți dreptate. El a fost, instalația a fost dimensionată pentru un număr de consumatori și din cauza construcțiilor nesăbuite, numărul de consumatori s-a dublat. Motiv pentru care canalizarea nu mai ține, apa nu are presiune, asta e problema, asta e problema așa care va trebui să construiască o nouă instalație de canalizare. Nu există un motiv să nu mai dați autorizație. Este un bun motiv să nu mai dați autorizație. Doamnă, domnule Dragă, eu dacă am aviz de la Raja, dacă am aviz... Dați în continuare autorizației și, de fapt, utilitățile nu mai sunt ok. Aveți un bun motiv să nu mai dați autorizație. Deci dumneavoastră sunt... Dumneavoastră vă numiți, nu dumneavoastră, unul imaginar Popescu. Și și-a luat acolo un spațiu. Să-și facă o casă cu un etaj. Și eu nu-i dau autorizație în condițiile în care Raja zice, da, dau aviz. Păi a doua zi eu am plângere penală. Păi și când vine un bloc... Știți cum se cheamă asta? Se cheamă abuz în funcție. Și când vine un bloc, cum mai dați autorizație? Dar nu ce mintea, domnule. Blocul este mai mintea. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Deci, oameni buni, oameni buni, noi trebuie să rezolvăm o problemă, dar nu trebuie să avem o plângere penală pentru abuz în funcție. Încă o dată, la direcția de urbanism și la direcția juridică, așa trebuie să funcționeze, nu avem ce să facem. Se elaborează un punct de vedere de specialitate pentru proiectul acesta de hotărâre de Consiliul Local, despre care știți. Vor fi ridicate în transparență decizională, ca așa spune legea. Da. După care eu le voi introduce în Consiliul Local. Când se va întâmpla, estimatul? Nu știu, dacă chiar voi face, ședința de Consiliul Local este în 29. Cred că 29 sau 30, nu știu. Dar dacă nu intră, dacă nu se termină perioada de
de consultare publică, fac o ședință de urgență sau de îndată pentru așa ceva. Mulțumim frumos, asta ne dorim. Nu stau până la viitoare, de îndată sau de urgență pentru așa ceva. Dar nu votez eu acolo. Cu siguranță, dar vrem să știm... O să știți, o să fiți, o să aveți posibilitatea, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Da, da. O să aveți posibilitatea să intrați online. Ce îmi spuneți mie să le spuneți tuturor consilierilor? Da. Da? După care se va vota. Am înțeles.